Marea Britanie devine prima țară din Europa care va permite comercializarea cărnii create în laborator. Controversatul produs obținut prin cultivarea celulelor a primit aviz pentru a fi vândut deocamdată ca mâncare pentru animalele de companie. Companiile implicate în fabricarea cărnii artificiale promit că procesul de producție folosit va diminua semnificativ impactul asupra mediului în comparație cu fermele tradiționale. Până acum, industria s-a lovit de numeroase piedici. Situația nu este prea rost pentru acest proiect. Producerea unor cantități mari de carne este dificilă, iar oamenii sunt în continuare reticenți. Pentru a obține carnea în laborator, specialiștii folosesc celule animale pentru a crea un țesut muscular asemănător cu cel pe care îl găsim la animalele sacrificate. În Europa, aprobările pentru astfel de produse se obțin foarte greu, așa că firmele din domeniu speră să se dezvolte mai mult pe alte continente. Atât în Statele Unite ale Americii, cât și în Singapore au aprobat vânzarea de carne de pui produsă în laborator către oameni. Până acum, cantitățile comercializate au fost foarte mici. La polul opus, Italia a devenit singura țară din lume care a interzis producția și comercializarea. Cercetătorii au protestat împotriva deciziei. Ei cred că legea va diminua lupta pentru protecția mediului. O modificare legislativă împotriva cărnii artificiale a fost dezbătută anul trecut și în Parlamentul României, relatează realitatea.ro.